nu știu la ce ore diseară evenimentul, să nu vorbesc prostii. La 5. Exact la 5. La 5. Tu mergi la 5. Da. Eu cât stai tot, asta stau și eu cu oamenii. Da, acolo? Da. Nu o să stau mult. Nu, pentru că nu m-a chemat nimeni, nici măcar nu mi-a zis, bă, vii? Eu stau că îi dau diplomă, îmi dau ei ceva de asta. Am înțeles. Nu, păi asta am și eu. După aia, la revedere, servus. Ok. Bună ziua și bun găsit la emisiunea 24 de ore aici la Acum TV. Începem această emisiune și precizăm de la bun început, este o emisiune înregistrată pe motive tehnice și anume, astăzi de la ora 17 la Casa de Cultură în sala de spectacole a Casei de Cultură din Onești are loc un spectacol extraordinar la care dumneavoastră, domnule primar, în calitate de șef al municipiului, veți fi prezent, sunteți invitați să participați. Da, mulțumesc! Bună ziua tuturor, în primul și în primul rând. Într-adevăr, va trebui să fiu prezent la acel eveniment și dumneavoastră împreună cu mine, pentru că este o invitație lansată de Părintele Protopop Bârgăoanu, cu o prezență, spun eu, de excepție în Onești, Părintele Necula, un om care are multe de spus. Sper ca mulți oneșteni să fie prezenți în sală și să auzim cuvinte de suflet și de duh. Va fi un moment în care am ținut din adins să fiu prezent și din acest motiv îmi cer scuze că a trebuit să facem această emisiune înregistrată. Este bine că o facem pentru că avem noutăți. Am tot așteptat lucrările de asfaltare, lucrările de primăvară. Iată că încet, încet, domnule primar, lucrurile se separă apele în municipiul Onești și când zic asta mă refer la lucrările de toaletare, de primăvară. Dar începem cu asfaltul. Asfaltul a fost pe buzele tuturor. Foarte mulți au întrebat, domnule, de ce s-a frezat atât de devreme și atât de greu se pune asfaltul? S-a frezat atât de devreme ca să creăm front de lucru atunci când venim cu asfaltul. Nu putem să tratăm într-un mod foarte particular fiecare zonă. Creăm front de lucru și când venim asfaltăm zone mai consistente, mai generoase. Avem imagini, îmi cer scuze, avem imagini pregătite, o să rog colegii să dea drumul la imagini și comentăm pe imagini. Am văzut, s-a lucrat intens, de exemplu, pe Libertății. Multe probleme, multe zone la ieșirea din iarnă, practic au ieșit la iveală și găurile din asfalt. Se vede, s-a decupat, deja aici intrăm la faza a doua de se a pus, s-a tratat și se urmează să se pună asfaltul. Să se întinde asfalt. Aici e zona Libertății, în vecinătatea benzineriei. Exact, nu știu, nu-i facem reclamă. Numele. Vreau să vă spun că toate zonele din municipiul Onești vor fi tratate cu aceeași responsabilitate și în aceiași parametri tehnici. După cum vedeți și dumneavoastră și pot vedea cu ușurință toți oneștenii și nu doar oneștenii, anii trecuți nu aveam o astfel de abordare. În sensul că se tratau gropile mai individual, așa. Mai local. Așa. Acum lucrările sunt mult mai consistente, ceea ce înseamnă și sume de bani mult mai generoase de la bugetul local. Dar trebuie făcute lucrări de anvergură, astfel încât infrastructura rutieră municipiului să fie una bună și să fie una apreciată. Bineînțeles că în această perioadă, în momentul în care se întinde stratul de asfalt, se creează un disconfort tuturor participanților la trafic ce frecventează acele zone, dar ulterior tot rău spre bine și infrastructura rutieră va fi una care va pune în siguranță atât conducătorii auto, cât și pietonii și mașinile, de ce nu? Vedeți dumneavoastră, de la an la an, infrastructura rutieră municipiune suferă și trebuie găsite soluții de finanțare astfel încât soluțiile și intervențiile tehnice pe care le abordăm să aibă în spate buget. Să știți că aceste sunt tipuri de lucrări destul de importante sunt aici. Foarte, foarte scumpe. Adică un kilometru de drum costă mulți bani. Vedeți, aici turnăm un strat de minim 6 cm de asfalt și nu venim să decupăm o groapă și să turnăm un asfalt pe care îl cilindrăm, nu știu, cu un mai de mână sau cumva, ci facem lucrări ca la carte. Vedeți, cilindru în imagine, autobasculanta, repartizatorul de asfalt, toate aceste utilaje, mai trebuie spus că toate utilajele aparțin primăriei municipiului Onești. Pe un program de investiții făcut anii trecuți, noi de la an la an mai cumpărăm câte un utilaj. Anul trecut am cumpărat acea auto specială cu care udăm drumurile, le spălăm, udăm spațiile verzi, dezăpezim și vedeți, prin această tehnologizare continuă, prin aceste dotări mecanizate continue, ajungem să fim mai performanți, să facem lucrări de mai bună calitate
Și într-un final, aceste lucrări, chiar dacă ele costă inițial sume consistente de bani, ele, prin faptul că durează, adică au o durată de viață mai lungă, economisim practic bani. Știți, decât să intervii în fiecare an pe o groapă, mai bine intervii o dată și ani de zile, 4-5 ani de zile, ai certitudinea că în acea zonă nu trebuie să mai intervii. Încă o dată revin la un lucru care ne doare pe toți oneștenii, și anume faptul că situația tehnică, stadiul fizic al drumurilor din municipiul Onești a ajuns într-un grad de degradare, să zic, foarte, foarte avansat. Foarte multe drumuri din municipiul Onești sunt într-o situație gravă, adică faianțate, cu multe gropi, și asta va însemna că noi trebuie să venim cu sume mari de bani să le reparăm. Aproape nimeni nu înțelege, sau foarte puțin înțeleg, faptul că pe fonduri europene nu există finanțări în acest moment pentru orașe, ci doar pentru reședințe de județ, adică Bacău poate obține finanțări pe fonduri europene, și zona de rural. Pe când zona de urban nu putem aplica pe fonduri europene pe nicio axă. Am primit câteva finanțări de la Guvernul României pe Programul Național de Dezvoltare Locală și acolo vom continua lucrările la podul de peste râul Trotuș. Am văzut o isterie generală în mediul online că lucrările nu vor mai continua. Am vrut să vă întreb și eu de pod, că știți cum e. Acum, până s-a bătut mult monedă până s-a semnat contractul pe pod. Da, s-a semnat contractul, acum va trebui până pe data de 28, luna curentă, să semneze autorizația de construire. Constructorul, cel care a câștigat licitația, a avut obligația să predea proiectul tehnic și ulterior să aprobăm în Consiliul Local indicatorii tehnici, și după ce se aprobă indicatorii tehnici și se semnează autorizația de construire, lucrările pot demara. Într-adevăr, apar niște probleme de finanțare. Este foarte corect și trebuie spus lucrul ăsta până la capăt foarte clar. De unde reies aceste diferențe de finanțare? Proiectul a fost adjudecat pe o sumă de bani, dar apar cheltuieli suplimentare legate de: a crescut salariul minim pe economie pe de o parte, a crescut salariul minim pe ramură la constructori, acea ordonanță 114 care duce prețurile și pe manoperă și pe materiale în sus, și deci costurile pot fi 10, 12, 15% mai mult decât au fost bugetate inițial. Acum încercăm în cadrul primăriei municipiului Onești, există o echipă tehnică care se ocupă în momentul de față, verifică documentația tehnică, proiectul tehnic predat de către constructor, către primărie, să vedem dacă el corespunde din punct de vedere tehnic. Și acei colegi ai mei au anumite, să zic, neclarități legate de faptul că sumele ce vor trebui a fi achitate către constructori sunt mai mari decât cele care au fost practic câștigate prin licitații. Dar am rugat astăzi pe directorul tehnic, pe o doamnă care se ocupă de această, să zic, comisie, să aprofundeze subiectul și să, pe înțelesul tuturor, împreună cu constructorul, împreună cu specialiștii, să înțeleagă mecanismele prin care, în mod legal, putem să continuăm lucrarea. Eu zic că pe 28 vom semna autorizația de construire și după data de 28 constructorul începe să lucreze pe această investiție. Să nu uităm investițiile făcute anii trecut pe drumuri, de la bugetul de stat. Ieșirea din Onești către Ajud, o lucrare... Drumul Oaselor, cum era supranumit. Da, o lucrare mare, 5 km de drum, da. Să-i faci, nu știu cine mai spera. Și v-am spus că de obicei nu prea promit fără să mă țin de cuvânt. Anul acesta am demarat niște investiții foarte consistente. Deja strada Liliacului e pregătită de asfaltare, s-au pus borduri noi. Vom începe strada Păcii și alte străzi pe care le avem într-un program de finanțare. Așteptăm să votăm bugetul și o să le regăsiți prin un program de finanțare de la bugetul local. E clar că nu o să putem asfalta toate străzile din municipiul Onești și toate parcările în acest an. Dar cred că se poate observa cu ochiul liber că există un program foarte susținut de reabilitare a străzilor din municipiul Onești. Trebuie să asfaltăm și drumul către ieșirea din Onești către Bacău. Lucrarea care a venit, acel asfalt
nou și proaspăt s-a oprit la, exact la limita între intravilanul municipiului Ionești și extravilan, ne cade nou în sarcină și obligația noastră să reparăm acel drum. Și acel drum are 2,3 km. Sumele ce trebuie să fie investite acolo sunt foarte mari. Foarte curând, cred că săptămâna aceasta sau cel târziu săptămâna viitoare, vor începe lucrările de asfaltare la drumul ce leagă municipiul Onești de Ardeal, prin Pasul Ituz. Până la limita de județ va fi asfalt nou, pe același model ca și spre Bacău. Vom rămâne noi iar cu intrarea în Onești neasfaltată și trebuie să ne ocupăm și de acea treabă. Ei, nu este foarte ușor, să știți, că dacă am avea bani, le-am asfalta toate drumurile din Onești într-o zi. După cum am explicat, posibilitățile de contractare pe fonduri europene nu există și nu rămân decât două posibilități de finanțare, fie pe bani de la guvern. Și slavă Domnului, anul trecut ne-a ajutat guvernul prin ministrul transporturilor, prin domnul Șova, și am asfaltat ieșirea din Onești către Ajut. Am asfaltat drumurile din cartierul Belci, toate drumurile anul trecut, și nu-i puțin lucru. Am asfaltat drumuri în cartierele 6 Martie, Buhoș, Cuciur, dar mai sunt multe de făcut și așteptăm să găsim sursele de finanțare. E adevărat, anul acesta, să zicem, dacă anul trecut, anul 2018, ați avut un program destul de ambițios de asfalt, unul din, sau principalul obiectiv a fost asfaltarea căi, ieșirea din Onești spre Arciud, bănuiesc că și anul acesta mențineți ritmul. Știți că ne-ați obișnuit? Eu nu că mențin ritmul, ci cresc ritmul. Anul acesta, cantitatea de asfalt care va fi turnată în municipiul Onești va fi dublă față de anul trecut. Ca și cantitate. Cu bani de la bugetul local. Cu bani de la bugetul din local. Păcate. Asta va trebui, din păcate sau din fericire. Bine că putem. Bine că îi avem și pe aceștia. Știți, a trebuit să luăm anumite măsuri care nu sunt foarte populare, și anume am dat 50 de oameni afară anul trecut de la DPP pentru că am tehnologizat, să zic, serviciile publice acolo, prin mașini de măturat, de aspirat și așa mai departe. Anul acesta este un an foarte dificil din punct de vedere financiar. Prin trecerea obligațiilor financiare legate de plata persoanelor cu dizabilități. Pe umerii primăriei, bugetul local. Avem un dezechilibru financiar destul de consistent. Eu cred, colegii mei de la Bacău și de la București vor înțelege situația și ne vor susține cu sume de bani, pentru că acum noi suntem într-un deficit. Practic, suntem în situația în care banii pe care îi colectăm, previzionăm că îi încasăm și colectăm de la populație prin taxe și impozite, nu ne ajung să încheiem anul într-un fel foarte optimist. Adică lucrări puține și funcționare în niște parametri. Dar eu cred că lucrurile, am speranța că lucrurile vor merge într-o direcție bună, așa cum am și primit practic garanții. Totuși să nu uităm un aspect. Anul acesta, 2019, nicio taxă din municipiul Onești nu a fost majorată. Nici o taxă, nici un impozit local. Din contră, au fost diminuate unele. Taxa pe loc de parcare și altele, prin piața anumite taxe. Eu cred că am luat niște decizii bune că n-am majorat taxele și cred că voi găsi împreună cu ai mei colegi soluții financiare, astfel încât programul pe care l-am gândit vis-a-vis de modernizarea infrastructurii rutiere să fie sustenabil. Pentru că am vorbit la începutul emisiunii, domnule primar, de primăvară, avem imagini din parcurile din Onești, s-a lucrat în mod intens, avem imagini de pe parcul Mărășești, unde ați făcut atât, să zicem, o serie de lucrări acolo, ați făcut plantare alături de elevii școlii George Călinescu și nu numai, s-a schimbat, se simte primăvara. Avem imagini pregătite, o să rog colegii să dea drumul la imagini de parcul de pe Mărășești. Aici deja se pune gardul viu. Da, e chiar în parcul Mărășești, într-adevăr. Da, da. Uitați, autospeciala cumpărată anul trecut, o folosim pentru a uda în această situație gardul viu, astfel încât să se prindă. Încercăm să creăm spații de recreere și de odihnă municipiunești, așa cum își doresc oneștenii. Fie prin dotarea lor suplimentat, cu aparate de joacă, de fitness, cu foișoare. Arată foarte bine parcul. Fie cu locuri de joacă. Parcul municipal și în general spații. Vorbim de parcul de pe Mărășești acum, strict. Toate parcurile din municipiul Onești, parcul Mărășești, parcul Regina Maria,
Parcul Municipal și Parcul George Călinescu, au avut o abordare specială anul acesta. Uitați aceste aparate de fitness din imagine, sunt abia montate acolo. S-au mai adus foișoare, s-au mai montat bănci, coșuri de gunoi. Vedeți, coșul de gunoi nici n-are dat folia jos. Au avut un tratament, să zic, special. De ce? Începând din această primăvară am avut o altă abordare, și anume 2-3 ore de dimineață stau pe teren, merg la lucrări, le vizitez, îmi iau stația cu mine și dau dispoziții în timp real, să deci spun, atunci pe teren alături de angajați care iar lucrează. Iar anii trecuți aveam abordarea să stau primele ore din primărie, la primărie, a rezolvat problemele, să zic, legate de documentații, de documente, și așa mai exact. Departe. Anul acesta am schimbat această abordare și văd că este una mai fructuoasă. Eficientă. Eficientă. Voi îmi doresc ca și pe viitor să stau mult mai mult în teren și nu știu dacă m-ați surprins sau nu, dar drumul între șantiere nu-l mai fac cu mașina, ci numai pe jos și prin incinte de obicei, nu pe bulevardele principale. E clar că Oneștiul se vede altfel la pas. Avem și imagini din Parcul Municipal, Parcul Mare, avem imagini și din Parcul Călinescu. O să rog să colegii să dea drumul la imagini, să vedem cam cum arată. Incredibil Parcul Municipal. Arată foarte, foarte bine. Arată bine. Arată bine, poate se mai poate lucra și să arate foarte bine. Ne-am ocupat ca oneștenii când merg acolo să se simtă bine. Mai există un singur aspect. Și anume, cum întreținem curățenia, și nu mă refer aici doar la angajații primăriei sau a domeniului public și privat, ci a oneștenilor în general care frecventează aceste zone de relaxare. Uitați aici, s-au vopsit, da, acel canal pe care vine apă spre cascadă și așa mai departe, bănci vopsite. E curățenie, se vede. Este bine, arată bine și bănuiesc că se poate și mai bine. Nu e perfect. Dar îmi doresc ca oneștenii să se implice în aceste activități pe care noi le desfășurăm în municipiul Onești. Vorba unui prieten de-a meu, zice că, domne, dacă nu mă poți ajuta, măcar nu mă încurca. Are o abordare de genul ăsta. Așa că dacă nu putem face curat, măcar să nu facem mizerie, știți cum cel e. Mai important, să nu stricăm, să nu... Să anii, menținem ce avem. Anii trecuți am avut foarte multe probleme legate de distrugerea, de vandalizarea piticilor, nu? Și a piticilor acestora din imagine, și a băncilor, și a coșurilor de gunoi. Toată lumea nu înțelege că pentru a le repara, pentru a le aduce la o formă care să ne placă ulterior, vor fi cheltuiți bani publici. Așa este. Și nu știu dacă e bine, în loc cu acei bani să facem alte investiții, vedeți, noi trebuie să reparăm, ceea ce nu este foarte, an de an, foarte da. În regulă. Dar ne dorim să extindem această, aici parcul cu George Călinescu, adică parcul situat între Bulevardul Ituz și în Bulevardul Republicii. În spatele cinematografului Capitol. Exact. Ne dorim să extindem această colaborare cu asociațiile de proprietari. Aveți un proiect foarte frumos. Am văzut astăzi pe rețelele de socializare, ați dat drumul la o campanie interesantă și provocatoare pentru noi. Da, campania este interesantă, să vedem cum reacționează oneștenii la această campanie. Dar să spunem câteva cuvinte despre ceea ce ne propunem noi să realizăm împreună, zic eu. Ieri după amiază, la Biblioteca Municipală, am invitat președinții de asociații din municipiul Onești sau, dacă nu au putut fi disponibili, administratorii, să spun, de asociații din municipiul Onești. Din păcate, doar aproximativ 25 dintre dânsii au răspuns invitației din 100 și de președinți de asociații. Adică puțini. Adică foarte puțini. Dar să vă spun ce le-am transmis atunci. Ne dorim ca împreună... Acum face și public, practic. Da, dacă n-au fost la întâlnire, cu siguranță or să nu, afle acum. Nu este un secret. Împreună ne dorim să, ca timp de 2 săptămâni, să facem un concurs cu ghilimele de rigoare. Și anume, cea mai frumoasă incintă din Onești. Fiecare asociație, dacă dorește să se înscrie în acest proiect, să-și, eu știu, înfrumusețeze o zonă sau toată area de competență a asociației respective, cu să vopsească bănci dacă este cazul, să îngrijească spațiul verde, să dea cu vară copăceii și așa mai departe. Iar ulterior, după 2 săptămâni, pe data de 26 aprilie, doar 2-3 zile înainte de sărbătorile pascale,
să jurizăm, să zic, aceste incintele, participante. Participante. Ca să poată să participe, trebuie să se înscrie. Am discutat detaliile tehnice cu dânsii aseară. În schimb, lucrul acesta nu se face gratis. Se face cu, prin voluntariatul proprietarilor din acele incinte, dar ulterior, primele trei clasate primesc niște premii din partea primăriei, cu ghilimele de rigoare premii. Și anume, locul întâi, un loc de joacă, un complex de fitness, 20 de bănci, 20 de coșuri de gunoi. Locul 2, doar complex de fitness, 10 bănci, 10 coșuri de gunoi. Și locul 3, 10 bănci, 10 coșuri de gunoi. Eu zic că este motivant. Și în primul rând îmi doresc să vedem și noi cum mai stăm cu spiritul civic, știți? Știți cum e? Când arătăm spre altul, de obicei ar trebui că un deget e orientat către celălalt și unul spre noi, nu? La noi începe schimbarea. E foarte bună ideea dumneavoastră. Da, și la fel am întrebat președinții de asociație. A fost o discuție foarte deschisă, liberă, nu există nicio obligativitate. Cine dorește să facă ceva, face. Cine nu, vom face noi, bănuiesc, în timp. Că nu putem să dezvoltăm un astfel de proiect în tot orașul concomitent, toate zonele de asfaltat, de igienizat, de salubrizat, de înfrumusețat. A fost o discuție liberă și am avut aceeași... Cum au reacționat președinții de asociație? Să știți că nu rău. Nu rău. Chiar mulți dintre dânsii își doresc. Și foarte mulți au făcut ceva în sensul acesta. Au fost, dar n-are rost să dau acum numele. Știu și numele celor care au făcut și ce au făcut. Înțeles. Mergând la pas prin municipiul Onești mult mai Îi mult. Acum, da. Nu am văzut zone care arată superb, îngrijite de anumiți proprietari de apartamente, fie că stau la parter, fie că cu flori amenajat, cu flori, cu da, zone verzi, este. Cu nu știu, arată arbuști ornamentali, arată de vis, da. Cu da. Toții ne dorim să avem un oraș frumos, un oraș curat. Un oraș de care să ne bucurăm noi și cei care vin la noi în vizită, dar întrebarea este ce facem pentru asta. Bineînțeles că o să apară imediat discuțiile de genul, domne, dar noi plătim taxe și impozite, știți, să facă cei care se ocupă de salubrizare, de... Da, poate fi și această o abordare, dar atunci să nu avem pretenții, știți cum este. Puterea exemplului, eu zic că trebuie să fie la noi. Și întrebarea ar fi, domne, ce-ai făcut tu? Fiecare trebuie să ne întrebăm noi, în sinea noastră, ce am făcut eu pentru orașul meu în ultimul an. Dacă am făcut ceva, în afara faptului de a sta pe Facebook sau și de a comenta, am făcut ceva și pentru orașul cu degetul asta. Spre celălalt, ca să da, e un sport național. Este cel mai ușor de făcut, dar fiecare se uită în oglindă și își dă seama dacă este împlinit cu el și o abordare de genul ăsta, dacă îl ajută cu ceva. Eu zic că împreună putem să facem lucruri frumoase și în orașul nostru și să fie un oraș așa cum a fost, așa cum este poate sau așa cum trebuie a fi. Un oraș frumos, un oraș verde, un oraș îngrijit și cu niște oameni mai frumoși. Vedeți, ne-am schimbat mulți dintre noi, să nu dăm vina pe alții în rău și este păcat că se reflectă asta și în sănătatea noastră și în educația copiilor și în modul cum arată orașul, de ce nu. Ar trebui să facem, să începem să facem schimbări începând cu noi, bineînțeles. Și dacă eu zic, domnule primar, că mai avem încă o șansă, suntem generația care a ieșit la muncă patriotică și care nu ne sfiam să punem mâna să facem treaba atunci când eram solicitați. Da, cum se numește voluntariat, nu se mai numește muncă patriotică, patriotică. Așa am prins sunt, eu. Sunt asociații municipii Onești care s-au implicat mult în acțiuni de voluntariat. Dar e cazul să ne implicăm și pentru orașul nostru cu acțiuni de voluntariat, să-l facem mai frumos. Eu cred că este un proiect care poate fi finalizat foarte bine și foarte rezultatul să fie unul foarte bun, chiar neașteptat. Mă bazez pe președinții de asociații, pe gradul lor de mobilizare a oneștenilor. Începând de astăzi, la fiecare scară de bloc punem afiș, exact, explicând acest proiect și în toate zonele de afișaj din municipiul Onești vor exista astfel de afișe care vor promova, să zic, acest proiect și eu cred că pe data de 26 ne vom bucura de un oraș
așa cum ne-am dorit să fie. Impactul, zic eu, este dublu, pentru că pe lângă incintele care își vor schimba înfățișarea în bine, dacă nu foarte spre bine, așa, suntem, devenim exemplu, adulții devin exemplu pentru generația tânără. Și știți cum e, prin puterea exemplului putem educa pe ceilalți. E să știți că tinerii ne pot da foarte multe lecții bune în viață și îi rog să se implice în acest proiect care poate schimba multe. De la mentalități, de la starea de sănătate, de la... Bine, ei fac și multe acțiuni de ecologizare. Ați făcut alături de ei de-a lungul anilor ecologizarea albiei râului Trotu și așa mai departe. Asta mi-a venit acum în minte. Da, este un nou început acest proiect. Să vedem. Apropo de muncă patriotică, de voluntariat, de cine am fost ca și oameni, eu mi-aduc aminte și chiar cu plăcere sau cel puțin cu amuzament de acele timpuri în care ieșeam în fața blocului, fie că vroiam, fie că nu. Nu prea puteam spune nu, împreună cu părinții, cu alți copii și dădeam cu var copace, făceam fiecare câte ceva. Și când faci ceva, o acțiune de genul ăsta, mai greu ție sau înțelegi că cineva trebuie să vină după tine și să strângă și nu știu dacă este foarte comod. Așa. Dar este. Eu cred că este un proiect bun și implicându-ne mulți în acest proiect, rezultatul poate să fie unul neașteptat de bun. Luăm o scurtă pauză, dragi prieteni, revenim în câteva minute, fiți cu ochii pe noi!